Giugiuvenii cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și exprima opțiunea electorală. Din totalul de circa 298.000 de giurgiuveni, aproximativ 230.000 sunt înscriși pe listele secțiilor de votare înființate la nivelul județului, în număr de 235. Dintre cele 54 de circunscripții electorale teritoriale, trei au fost înființate în mediul urban și 51 în mediul rural. Giurgiuvenii vor pune astăzi ștampila pe patru buletine de vot, unul pentru funcția de primar, al doilea pentru consilier locali, al treilea pentru consilier județeni și al patrulea pentru președintele de Consiliul Județean. În total vorbim despre un președinte de Consiliul Județean, 30 de consilieri județeni, 692 de consilieri locali și 54 de primari, adică 776 de mandate în administrația locală și județeană din Giurgiu. Din totalul alegătorilor, cei mai mulți, peste 60.000, sunt locuitorii municipiului, cei care își vor alege echipa de conducere de la primăria Giurgiu și Consiliul Județean.